ce poți să vrei mai mult de la de la viață decât să te dai cu un BMW din asta. Uitați-vă și voi cât de frumos e. Interiorul frumos. Și sunetul asta e efectiv ireal cum am schimbat la mașina, nu la tot. Mă duce la jail dacă, dacă mergeam cu mașina. Aoleu, aoleu. zam, S-a terminat S-a terminat <laughs> Uitați-vă și voi De ce îmi place mie serverul ăsta pe bune acum Ce poți să vrei mai mult De la De la viață decât să te dai cu un BMW din ăsta Uitați-vă și voi cât de frumos e Șeful a intrat acolo o manelele <laughs> Bine v-am găsit băieți și fete la un nou episod de GTA 5 5M În acest episod suntem din nou pe Astrix România S-au făcut foarte multe update pe server După cum puteți vedea primul este chiar acolo sus 8 player din 999 sunt acum online Înainte ați văzut că erau doar 128 de player Acum s-a mărit serverul Și o să putem să intrăm mult mai mulți Foarte multe chestii noi nu le știu eu pe toate, haideți să ne luăm din nou bestia din din garaj. Uitați-vă și voi bestia noastră. Și acesta este primul clip cu 5M de pe noul PC, fraților. Știți bine că în episodul trecut cu Dacia, care chiar vă mulțumesc foarte mult, a prins extraordinar de bine. Avem f telefonul nostru. Mi-a zis și parola asta e. Și intrăm aici frumos pe Marplay Și aici pe Marketplace, se vinde pe marketplace, pardon, aici pe marketplace se vinde mașini și tot ce vreți voi. Uitați, cumpără 55, băiatul să cumpără mașină și toată lumea își face poze la mașini și își vând mașinile care efectiv nu, nu ai nevoie de ele sau vrei să faci bani, poți să fii samsar de mașini. BMW full, uitați, 30.000. Asta e 750 ăla vechi, asta e șeptar vechi. Da, noi momentan nu avem 30.000. O să vreau și eu să-mi cumpăr mașină și Uitați, 980 de dolari, se vinde Dacia Logan, Volvo, 8000. Eu vreau să-mi iau o mașină care mi la suflet. mi la suflet, am încercat-o pe livestream și e altceva mașina aia. O să, o să, mergem să vă prezint prima dată. Momentan avem 350 de euro în cash și 6390 în bancă. Am făcut ceva bănuț, ce cei drept. Dar mai avem ceva de strâns Că mașina pe care o vreau eu e 14.000 dacă nu mă înșel Și acum la update-ul nou vedeți Ne arată câți kilometri are mașina Și cam după treaba aia de kilometri Poți să iei preț mai bun pe mașină Dacă ne-ai mulți kilometri în ea Bun, parcăm și Loganul nostru frumos aici Vă prezim mașina O să mergem să ne schimbăm hainele Și după aia vedem ce mai facem în acest episod să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce vreți să mai facem și în următoarele episoade. V-am zis că o să intru când o să fie mai mulți playeri, ca să nu fie chiar atât de plictisitor. Și avem aici mai multe modele de BMW. Mamă, 850, ce, ce BMW-ul e ăsta? O, oh, la vechi, serie 8. Da, 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 frumos. Doar că eu vreau, am aici, nu e 36-le și asta. e destul de drăguț. Unde e 39 le meu? Că nu-l văd. Uite aici. 14.000. Avem E39 frumos. Îl facem negru și dăm un test. Uitați-vă și voi cât de frumos e. Și sunetul ăsta cum i l-au făcut la E39. Bine, în spate scriem 5, dar când îl cumpărăm E39. Interiorul frumos. și sunetul asta e efectiv ireal cum au schimbat la mașina, nu la toate e schimbat sunetul, dar la mașina asta e schimbat și... Nu mai vorbesc pe asta. credeti mă că e... E mișto, e foarte mișto sunetul ăia, am văzut și când, când trec alți, alți player pe lângă tine cu mașina asta, se aude sunetul ăsta adevărat de BMW-ul și chiar arată bine pe bune, e, e foarte mișto, plus și sunetul, o să fie o mașină perfectă pentru clipurile noastre și să facem chestii amuzante cu ea, să o punem la teste și toate nebuniile. Probabil că în următorul episod o să o cumpăr, o să bag eu niște șoferie de autobuz pentru voi ca să facem banii și o să-l cumpărăm BMW și de acolo să începem să ne împrietenim cu câțiva player de aici de pe server. Pe, pe livestream am împrietenit cu un băiat și avem un tovarăș pe server, dacă o să ne mai întâlnim cu el o să, o să fac un video probabil cu el, că el joacă de mai mult timp pe server. Și poate ne învață și pe noi să, să sărim niște mașini, să astea, să producem mai mult bănuți. Bun, acum am zis că mergem să freza ne-o lăsăm momentan așa. Sau hai că e aproape să ne schimbăm freza prima dată, să vedem ce freze s-au băgat. Și... A, exact aici, lângă. Am înțeles. Auci. Am zis că o pun în față pe avarii, dar... <laughs> Uite-l pe asta Ne pușcă efectiv tipanul cu muzica lui. Nu ne lasă să ne filmăm și noi video. <laughs> ok, Bun, frizură am schimbat aici. văd că e magazinul de haine. Da, și el merge la magazinul de haine. Pe bune? <truzări> Bă, avem nevoie și cam atât. A plecat și tipul asta cu muzica lui. A, nu a plecat. Unde mi-e loganul frate? Bosule, mi-ai văzut Loganu? <truzări> nu,

Mă duce la jail dacă, dacă, mergeam cu mașina. Aoleu, aoleu. Au, ce gangster ne-am făcut. Păcat că ni se vede chelia acolo într-o parte. Trebuie să schimbăm frizura asta. Merci, boss. Canoa, canoa. A, mă duce la gel, că mă duc cu roțile sparte Pe bune? <fixi> Ai, odată o mă, mă muzica blană muzica <fixi> O da muzica în blană și dai tare. Auleu. Auleu, loganul meu, nu parcă în panică pas că se iau oamenii de mine după aia. <coughs> și dăm o tură cu busul. am plecat. Opa, era să plecăm cu totul. Și am plecat cu autobusul. O să revenim de la final să vedeți și voi cam cum se plătește și cam cum funcționează. Dar pe serverul ăsta cel mai bun lucru de făcut e șoferia de bus, din câte am auzit. Deci o să băgăm din astea ca să ne strângem bani pentru noul BMW. După cum puteți vedea, am primit 600 de dolari pentru o tură de autobus și la fiecare stație undeva la 20 tl. de dolari plus 500 de dolari salariul când sunteți angajați și avem 1187 și cu 6.390 mai avem câteva curse destule ca să facem și noi rost de acel E39. Ok, deci cam asta ar fi și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă mai vreți episoade cu GTA 5 5